Fenomenul foamete extreme afectează de peste două ori mai mulți oameni în țările cele mai expuse la catastrofe climatice, comparativ cu acum șase ani, atenționează organizația non-guvernamentală Oxfam. Conform Digi24 din 2016 încoace, foamea extremă a crescut cu 123% în 10 țări, printre care Somalia, Kenya, Nigeria, Afganistan, Guatemala, Madagascar. În total, 48 de milioane de oameni suferă de insecuritate alimentară extremă și au nevoie de ajutor de urgență pentru a supraviețui, subliniază Oxfam în raportul său. Dintre aceștia, 18 milioane sunt considerați a fi în pragul foametei, deși conflictele și crizele economice rămân motivele principale ale acestei situații. Fenomenele meteorologice extreme din ce în ce mai numeroase și violente reduc la rândul lor capacitatea populațiilor sărace de a combate foamea și a face față șocurilor, avertizează autorii raportului. Somalia, de exemplu, una dintre țările cel mai puțin pregătite să răspundă urgențelor climatice, se confruntă cu cea mai gravă secetă din istoria sa, un milion de oameni fiind nevoiți să-și abandoneze locuințele. În Guatemala, lipsa de apă a determinat pierderea a 80% din recolta de porumb și a decimat plantațiile de cafea, împingând numeroși locuitori să plece din țară. Oxfam notează că cele 10 țări cele mai vulnerabile sunt responsabile împreună de numai 0,13% din emisiile globale de carbon în timp ce țările industrializate și mai ales cele din G20 sunt responsabile de peste trei sferturi din aceste emisii. Faptul că țările cel mai puțin responsabile de criza climatică sunt cele care suferă cel mai mult din cauza ei constituie o dovadă flagrantă a inegalităților mondiale, insistă ONG-ul care a calculat și că, în mai puțin de 18 zile, profiturile companiilor care folosesc energii fosile ar ajunge pentru finanțare finanțarea integrală a apelurilor umane ale ONU pe 2022, adică 49 de miliarde de dolari. Oxfam îi îndeamnă pe liderii mondiali ca, în cadrul adunării generale a ONU pe 2022, care a început marți, și a reuniunii pe 27 care are loc în noiembrie, să se angajeze la o reducere masivă a emisiilor și să le ofere țărilor cele mai afectate o compensație pentru prejudiciile pe care le suportă. Anularea datoriei acestor state vulnerabile le-ar permite și să investească în lupta împotriva urgențelor climatice, mai menționează Oxfam, relatează Digi24.